Salut trader, Mihai Iacob de la Forex Edu sunt. Înainte de a începe vreau să vă atrag atenția că tranzacționarea Forex este riscantă, că levierul excesiv poate funcționa atât pentru voi cât și împotriva voastră. În plus, acest video este făcut în scop educațional și nu reprezintă sfat de investiție. Bun, astăzi o să mă concentrez asupra euro-dolar. După scăderea surprinzător de liniară de săptămâna trecută din rezistența de la 1.1, euro-dolar își găsește suport la 1.05, formând în această zonă împreună cu minimul lunii martie un double bottom. Totuși, acesta nu este singurul argument care mă face să cred că trendul pe termen mediu s-a schimbat. Un prim argument ar fi datele COT. Deci dacă ne uităm pe datele COT, publicate săptămâna trecută, vedem că pozițiile speculative pe euro se află la 4. Pentru cei care nu știu, COT, prescurtarea de la Commitment of Traders, reprezintă diferența dintre pozițiile non-commercial, de regulă mari speculatori, hedge funduri și așa mai departe, și pozițiile speculative. În general, speculatorii tind să se înșele. Din punct de vedere tehnic, avem o formațiune Morningstar în zona suportului, se vede, urmată de formarea unui canal ascendent. Un alt argument în favoarea formării unui bottom la 1.05 ar fi volatilitatea extremă din ultimele zile. Știut fiind că capetele de trend sunt caracterizate de volatilitate foarte mare. Un lucru interesant, cu toate că nu folosesc de regulă indicatori, am observat un lucru interesant pe indicatorul RSI al euro-dolar. Se observă cum tot acest trend descendent, pe parcursul acestui trend descendent, zona de 5-10 a indicatorului RSI a funcționat ca rezistență. Acum, acest double bottom al cotației este însoțit de o divergență pe RSI, valoarea acestuia fiind de 48 la momentul înregistrării acestui video. Iar el pare că va sparge această rezistență de care vorbeam mai devreme. În concluzie, favorizez creșterile către 1.12-1.15, de zona de 1.12-1.15, cu o primă rezistență majoră la 1.1. În final, vreau să atrag atenția încă o dată asupra volatilității de care vorbeam mai devreme și să-i sfătuiesc pe cei care vor să tranzacționeze în următoarele zile să aibă acest lucru în vedere în momentul în care își stabilesc mărimea poziției. Vă urez mult succes în tranzacționare! La revedere!